Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Culart. În această seară am să-mi permit să încep un pic atipic interviul, pentru că personajul pe care l-am lângă mine și cu acordul domniei sale am să-i spun așa, este un pic atipic în lumea muzicii românești. Și am să citesc un material, o scrisoare de fapt, care începe cam așa. Ești un prinț, un aristocrat al chitarei, compoziției și al folcului. Am senzația că ești bucată din spiritul lui Adrian Păunescu de vreme ce îl ilustrezi incredibil. De altfel, primul sentiment de acest gen l-am avut la Nico Alifantis când i-am auzit compoziția Umbră. Păuneștiană 100% și de o rară splendoare. Raul, tu ai lirica păuneștiană în sânge și întrucât tu nu ești Adrian Păunescu, tu o treci prin cântec și o faci ca fiind a ta. Treci de la spirit de poezie la spirit de cântec. Căci am observat un lucru extrem de curios în acest fenomen complex care este cenaclul. Există cântece de cenaclu și cântece păuneștiene. Nu-l poți ascunde în niciun fel. În schimb, la capodoperele despre care aminteam și nu sunt singurele conlucrate, lipirea aliajului compozitor Păunescu au la fel o tentă puternică, recunoscibilă și inconfundabilă. Cântecele tale sunt rare. Opera ta e mică. Să nu râdeți de comparație. Dacă numărăm lucrările unui artist, vom constata că Vermeer nu are 50 de lucrări și totuși, prin anumite locuri ale lumii, se spune că e genial. La fiecare cântec, tu ai o artă de orfevrier, șlefuiești cântecul, îl mângâi cu plușuri fine. Dacă lui Raul îi pui cântecul în față a mia oară, îl recompune încă o dată pe nuanțe fine, uneori invizibile. De aceea mi se pare folchistul acesta, deși experimentat, abia ajuns la al doilea album, un fenomen care atinge uneori pana ciudată a lui Doru Stănculescu. Eu aș numi-o mania perfecționismului, semnată George Stanca. Bună seara, Raul! Bună seara, Ștefan! Am început cu această scrisoare pentru că a trebuit să ne aducem aminte și de maestrul George Stanca. Da, din păcate ne-a părăsit și George. Da. Ce mă bucură foarte mult este că George n-a făcut niciodată compromisuri în scrisul lui. Așa este. Și ce a scris acolo mă onorează și mă face să fiu fericit. Sunt convins că ești fericit și chiar mi-am dorit să-ți fac această surpriză de început de interviu, pentru că nu degeaba ce se spune gentlemanul folcului românesc. Nu degeaba ți se spune că ai o anumită eleganță în momentul în care te urci pe scenă și cânți muzica pe care tu o cânți cu sufletul. Și mă bucur foarte tare că reușesc să stau de vorbă cu tine, sunt onorat de faptul că suntem prieteni și vreau să încep cu o întrebare pentru tine, la fel cum... O aștept cu drag. Cine ești? De unde vii? Și ce faci? Sunt un... hai să rămânem în zona folcului. Sunt, într-un fel, un folchist. Sunt un om care s-a născut acum mulți ani. Acum 61 de ani. Mulțumesc. Într-un oraș de munte, la Bușteni. Și sunt un om care a iubit frumosul. Și atunci am hotărât ca în viața mea să mă bucur de el. Se pare că în anumite momente am și reușit. Și ai făcut-o la fel de frumos așa cum ți-ai dorit să... Și am vrut să și împart frumosul ăsta pe care îl trăiesc eu cu cei din jurul meu, cu prietenii mei, cu iubitorii mei. Care nu sunt puțini? Care, nu știu, probabil că nu sunt puțini. Nu sunt puțini. Aș vrea să, înainte de a discuta de momentul definitoriu, dacă îmi permis să spun așa pentru tine, 1982, momentul în care ai intrat în cenacul Flacăra, aș vrea să vorbim despre acest album, Elegia Mâinii. Apropo de scrisoarea pe care ați auzit-o mai devreme, în interiorul acestui album mai există un text scris de o doamnă a literaturii române, pe care eu o salut și o stimez cu tot sufletul, doamna Ileana Vulpescu, și dânsa folosește un cuvânt. Atemporal. Un cuvânt care, zic eu, că te definește. Așa e. Doamna Vulpescu este
o parte din frumosul și din fericirea pe care le trăiesc. A fost o onoare ca domnia sa să-mi scrie pe acest album. Este o carte de vizită, cel puțin din punctul meu de vedere, senzațională, extraordinară. Și toate cuvintele astea frumoase s-au adunat în mine și au rămas și vor rămâne în memoria sufletului meu, așa cum și pe celălalt album, Delta Lunară, premia de Radio România în 2010, da. Prefața albumului este scrisă de domnul Adrian Păunescu. Iată, altă poveste. Știi, câteodată parcă nu-ți mai dorești nimic. Exact. Ajungi la momentul în momentul în care strângi lângă tine genul ăsta de oameni și totuși vorbim de niște oameni grei culturii românești. Da. Lucrul la care poate la un moment dat, exemplu, uite, în 1982 tu nu visai la momentul ăla, să zicem. Am visat târziu la chestia asta. Eram în Politehnică și exista un cenaclu acolo. După aia s-a format un cenaclu vouă. Și printr-o întâmplare, ăsta este un lucru foarte important pentru mine și nu l-am uitat și îl spun întotdeauna. Am rămas mai mult timp la Buzău și era un spectacol cu Vasile Șecară, cu Hrușcă, Nicu Alifantis și organizatorul m-a rugat să rămân să fac și o parte din acel spectacol și am cântat. Și Vasile Șecară mi-a zis... Bă, dar de ce nu vrei tu să vii la cenaclul Flacăra? Și zic, băi, pentru că nu m-am gândit niciodată. Nu știam cum... Ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci, unde să te duci. Și a zis, uite, hai să ne vedem la Casa de Cultură a Studenților. Și hai să stabilim o întâlnire. Ne-am întâlnit după vreo lună, două. Și mi-a zis, vezi că pe 19 octombrie... O să fie o preselecție. Vii la Casa Scânteii, la Flacăra, să ai o chitară la tine și te prezinți. Și m-am prezentat și ne mai întâlnisem între timp, mai fusesem în câteva spectacole cu ei. M-au ascultat câțiva membri marcanți aici în Acru Flacăra și profesioniști. Erau Dan Bădulescu, de la Sphinx, Alexandru Zărnescu, da, Gilioniță, iar și Vasile Șeicaru, iar Hrușcă mă aștepta în biroul domnului Păunescu. Am cântat, mi-a zis, da, te așteaptă domnul Păunescu, m-am dus, am intrat într-un birou, mi s-a părut imens, cât o veșnicie, mi-a zis să stau jos, vorbea cu dumneavoastră, doamne, am auzit că dumneavoastră cântați bine, cântați-mi ceva. Și am cântat o piesă care mă și definește și pe care o iubesc enorm. Am cântat Amintire, Carianopol, deci povestea învățătoare. Toată lumea știe de învățătoare. Și am văzut că i-au dat lacrimile și mi-a zis un lucru care m-a bulversat. Mi-a zis, din momentul de față ești membru permanent al cenacului Flacăra. Ia-ți chitara și urcă-te în autocar. În ziua aia, la prânz, peste două ore, aveam concert, era un concert organizat la Târgoviște. Și uite așa, Ștefan dragă, cursul vieții mele s-a schimbat. N-am să pot să-i mulțumesc. Nu prea ai cum la astfel de situații să mulțumești sub nicio formă. Doar să te bucuri de ce ai avut și de ce ai. Mă bucur, îți dai seama. Și voi rămâne recunoscător toată viața mea. Da, trebuie să spunem, apropo de album, piesele, de fapt, sunt una după alta, Randevu și Himere Voit de Ger. Alese. Da, știu, sunt convins. Sunt piesele 5 și 6. Pe acest album sunt convins că dacă veți merge și să-l căutați, îl veți găsi.
Eu am onoarea să am amândouă albumele și îi mulțumesc încă o dată lui Raul pentru acest cadou. Vi le recomand să le ascultați, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, muzica lui, modul lui de a da oxigen poeziei, este unul atipic. Le găsesc și pe YouTube. Da, sunt și pe YouTube. Ți-am răstignit pe tâmplă flori, ghețar cu inima bătândă, împărtășanie flămândă, erai sub negrele nisori. Iar prin oraș treceau păduri, cu fiare triste stând la pândă, dansai în candele plăpândă, ca o tăcere între armurii. Sunt așteptat la randevu de-o doamnă care nu ești tu. Sunt așteptat la randevu. Trag în piept vrea cu tot răsturnat de zacord, dintr-o pungă de unde moartea-și curăță cleștii. Mi-a fost mamă de sânge, sfânta gară de nord. Tații mei fără vină, cifereul giuleștii. Sunt drăgutul ce scuză imbecilii pitici. Țara merge de râpă numai fiindcă exist. Domn și doamne, cu toții o să scuipe aici. Pe obrazul meu rece ca sosul lui Crist, parcă o mână albă mă răpune, lumânări sfioase parcă ard sub ploi. Mergând mai departe la relația ta cu Ciprian Chirvasiu, a fost o chimie acolo. A fost ceva pe care nu poți să-l definești. Mi-e greu să vorbesc de Ciprian la timpul trecut. El este și acum. Este, va rămâne în permanență în sufletul meu și probabil că și în sufletul multora. Ciprian a fost un tip carismatic. Era nebun, avea un umor extraordinar. Ieși din comun, așa este. Cred că l-aș putea caracteriza printr-un singur cuvânt. Cuceritor. Frumos spus. Acum vreau să mai vorbim despre tine și despre muzica ta. De unde îți vin ideile pentru piese? În afară de poezie, care știm clar că sunt un element foarte important. Citesc poezie foarte multă. Îmi aleg poezia, nu când decât poezie de foarte bună calitate. Nu scot George Stanca, prietenul meu, la fel de o viață, pe el îl știam din 1978. A înțeles în discuțiile noastre, în întâlnirile noastre, că niciodată nu am scos un cântec până nu a fost muzica cel puțin la valoarea poeziei. La valoarea poeziei. Și atunci am preferat să scot mai puține albume și să nu stric frumosul din poezie, că tot vorbeam la început de emisiune. Câte albume ai până în momentul de față? Două albume, astea două. Și sunt suficiente. Da. Primul album are 17 piese, iar celălalt de lui la 16 piese. Hai să povestim despre acest album, Delta Lunară, având în vedere că aici pe copertă scrie Raul Cârstea și Constantin Neculae. Hai să vorbim despre construcția lui și cum ați ajuns la acest proiect să-l faceți. Cântam cu Constantin Neculae, zis Lae, în lumea artistică așa îl știu, de mulți ani. Când am început, ne-am gândit noi că am putea să scoatem acest album, piesele erau gata, practic, în varianta două chitări. Și Lae, fiind un tip talentat, a zis, hai să încercăm să lucrăm, să-l facem cât de cât simplu. Și se pare că a fost o reușită.
Am fost acasă la domnul Păunescu, i-am arătat în mare materialul, dar albumul a plecat, de fapt, de la un telefon primit de la domnia sa și mi-a zis albumul numărul 8, Cenacul Flacăra, vreau să se numească Ca un fum de țigară sufletul. Ai trei zile. Frumos. Superb. Ai trei zile să-l faci. Și am stat cu Lae, el s-a ocupat de tot ce înseamnă de parte orchestrală. L-am scos, nu am mai modificat piesa, pentru că am vrut să rămână în formula aia nu ciudată. Atemporal, atipic. Atipică, deși nu e atipică. Dar am vrut să fie prima variantă, da, să fie aia. Să nu mai modifici nimic. Se pare că a fost o reușită. Domnul Păunescu a iubit foarte mult această piesă, ca dovadă că și acum telefonul domniei sale, dacă este apelat, se aude ca un fum de țigară sufletul. Frumos. Da, este o chestie care, repet, mă onorează. Și știu că nu i-am înșelat așteptările și încrederea. Domnia sa scrie în albumul ăsta. Pe asta, o să vreau să și fac. Vreau să, să-l desfac sunt acum. Puține cuvinte, dar nici nu-mi doresc și nici nu-mi doream mai mult de atât. Da, o să vreau să-l desfac pentru că vreau neapărat să citim și aceste rânduri. Faptul că voi ați fost, vorbesc de generația voastră și vorbesc de generația 82, ca să spun așa, cum anul în care a intrat 80-iști, da. Voi ați avut o șansă enormă și eu sunt un pic invidios, să spun și de ce, pentru că și eu, și mie, mulțumesc mult, și mie îmi place foarte tare poezia lui maestrului Adrian Păunescu, dar voi ați avut ocazia să respirați și să fiți lângă el. Și acum am să te întreb din punctul tău de vedere, lăsând la o parte cariera muzicală, tu ca om, în momentul în care stăteai lângă maestrul Adrian Păunescu, în momentul în care vorbeai cu domnia sa, în momentul în care venea și spunea, vezi că acolo trebuie să mai faci așa, cum te simțeai? Am să spun un singur lucru. Domnul Păunescu a fost extraordinar din mai multe puncte de vedere. Uh-huh. Unii oameni spun, bă, îl cunosc pe Păunescu, l-am citit. Nu, nu l-au citit. Dar avea o mare calitate. Nu se făcea niciodată corectură pe text, de exemplu, dacă scrie ceva. Uh-huh. Punea câte un semn de întrebare și atunci... Era de ajuns. Și asta știu pentru că în perioada cu acea colaborare a noastră vis-a-vis de ziarele domniei sale, am văzut mii de manuscrise. Sunt convins. Și era o chestie pe care Marele Păunescu făcea, era o chestie elegantă. Și ce să spun, eu m-am educat, și nu mi-e rușine să spun, în Cenacul Flacăra, pentru că eu am înțeles că acolo e o manifestare și că am avut ocazia să mă urc pe scenă alături de nume mari, de muzicieni. Cu adevărat muzicieni. Cu adevărat muzicieni. Dom'le, chiar dacă îi știam pe unii dinainte, i-am văzut în recitaluri senzaționale, extraordinare. Am văzut poeți, am văzut scriitori, am văzut pianiști. Să fii primit pe asemenea scenă... Lângă asemenea oameni. Și am învățat foarte mult. Am învățat să fiu modest, am învățat că trebuie să fii serios, și am învățat că trebuie să ai caracter. Am rămas așa și sper că lumea și-a dat seama și este un lucru pe care și domnia sa scrie pe acest album. Pe acest album, în cărticică. Da, iată și cărticica, am să rog pe colegii din regie, iată, aceasta este cărticica, am desfăcut albumul. Și este o cărticică micuță, 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 dar înainte de ultima parte a interviului am să-mi permis să citesc ce spune maestrul Adrian Păunescu. Îl țin minte pe Raul Cârstea în felul cum se pierdea el între numeroșii membri ai Cenacului Flacăra în scena ambulantă a celor ani extraordinari. Era neîndăminatic și substanțial. Tot ce făcea el întârzia aprofundând. Poate eu... Era și comod.
Cu siguranță era o voce și s-a dovedit un caracter. Cu trecerea anilor l-am uitat și mi l-am reamintit de câteva ori. Nu se înghesuia la primul microfon. Avea un stil băiețos și disimulat de a se impune în mica noastră colectivitate pe care, după cum auzeam din povestirile celorlalți, o înveselea cu probe teribile de umor. Se afunda în penumbra scenei, însă, și cel mai mult exersa la chitară. După ce fumul de țigară a apărut pe un CD al cenacului Flacăra, gloria lui Raul a crescut brusc și trebuie să-l fi împins ea însăși să iasă la lumină cu acest excepțional disc Delta Lunară, compus cândva mult înainte de finalul celuilalt veac. Acum, Raul Cârstea este omul matur care își transportă în contemporaneitate talentul de om tânăr, încăpățânarea longevivă și genialitatea cu totul special a compozițiilor sale. Discul Raul Cârstea, Constantin Neculae, este un eveniment. Un eveniment este și întâlnirea noastră, Raul. Și îți mulțumesc foarte tare pentru faptul că ne-ai depănat din amintirile tale, care sunt unice și irepetabile. Da, și eu vă mulțumesc. Și înainte de final, am să te rog pe tine, așa cum fac de fiecare dată cu invitații dragi sufletului meu, să transmiți un mesaj celor care se uită acum la tine. Aș vrea să le spun un lucru, pentru că mă caracterizează și pentru că nu pot să rămân dator vis-a-vis, că vorbeam de domnul Adrian Călărescu. Elegia mâinii este o poezie a domniei sale, iar Elegia mâinii, făcută și cu ajutorul muzicianului Adi Manolovici, pe care îl salutăm, Elegia mâinii este o promisiune pentru marele poet Adrian Păunescu, promisiune de care m-am ținut până acum. Raul, eu îți mulțumesc foarte mult. Nu vreau să-ți urez nimic. Vreau să-ți urez tu. Să fiu sănătos și să pot să mai bucur măcar pe cineva în viața asta. Mulțumim frumos, Raul. Dragi telespectatori, Raul Cârstea în această seară alături de noi, unul dintre gentlemanii folcului românesc, așa cum multă lume îi spune. Iată că am demonstrat și de ce a fost și este atipic. Iată de ce am început și emisiunea la fel de atipic cu această scrisoare a maestrului George Stanca către Raul Cârstea. Toate cele bune și iubiți cu sufletul și ascultați cu inima muzica bună. O seară frumoasă!